Salutare, bine v-am regăsit. Ia să vedem dacă știți despre care pereche de păsări este vorba, de voiajori. Deci este vorba de perechea care nu mai știam de femelă. Am făcut vlog. Cei care mi-au ouat în pod, în acel cuib mic, au crescut puișorii mari și acum au ouat din nou în afumătoarea de carne, de fapt deasupra ei, pe acoperiș, doar că am să-i las să mai scoată o serie, două de pui. Mi-a plăcut mult cum a dat masculul și sunt curios dacă o să dea și de data asta la fel. Gut. Mi-am dat seama că au ouat din nou, că nu îi mai vedeam împreună. Și acum am văzut, m-am urcat să fac vlog cu puișorii lor, care deja s-au făcut mari, cred că într-o săptămână vor ieși la zbor. Și am văzut că și-au făcut un alt cuib. Foarte frumos. Este rândul femelii. Plocește femela acum, iar după amiază masculul. Sper să-mi dea unul din pui tot la fel, un gut sau măcar un cuc pe gut. Am zis că nu o să mai țin voiajor decât această pereche sau cel mult două, dar nu pot să mă las de ei, mai ales când am văzut ce pui frumoși au scos. Deci nu am cum, cred că voi face din nou iar 5 perechi, 10 porumbei. Măcar atât. Țineam mult mai mult de atât, dar știți că îmi ocupă foarte mult timp exoticele, porumbei sălbatici. Dar măcar 3-4 perechi de frumusețe și pentru pasiune o să țin din nou.